În seara aceasta aș vrea să vă vorbesc în mod deosebit despre Iacov și despre Betel. Despre călătoria lui de la Betel și apoi ajunge iarăși la Betel în mod special. Au cântat aici două categorii de tineri. Primii tineri care au fost probabil în biserica aceasta împreună cu Paul, care și acum sunt tineri și generația tânără de astăzi. Dă-o dată pe Domnul. Zic, Domnul să-i binecuvinteze. Cuvântul se adresează în mod tinerilor care, ca și Iacov, l-au căutat pe Dumnezeu și, în final, Iacov l-a găsit. Dar aș vrea să vedem ca și Iacov, pentru că o să descriu pe Iacov în câteva variante, în câteva lucruri, în câteva lucruri prin care a trecut Iacov și să vedem noi unde ne raportăm la Iacov în relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că a fost un Betel în care Iacov a fost cercetat de Dumnezeu și a fost un Betel în care Iacov s-a consacrat lui Dumnezeu. Iacov a avut ca părinți pe Isaac și pe Rebecca. Bunicul lui a fost Avram. Ca și copiii și tinerii de aici au avut părinți credincioși, care au încercat probabil să-i crească în legea Domnului și în învățătura Domnului, în frica Domnului, mai bine zis. Iacov, de când s-a născut, a fost o fire mai zbuciumată, mai agitată, pot să zic. El, din pântecele maicii lui, zice cuvântul Domnului, că se bătea cu fratele lui. Și până acolo că s-a bătut și cu Dumnezeu, a luptat cu Dumnezeu, zice cuvântul Domnului. Și el a dorit foarte mult să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu. A dorit foarte mult să devină un om bogat, un om avut. Prima ipostază în care îl prezintă cuvântul Domnului pe Iacov este acela că fură dreptul de întâi născut sau îl înșală pe fratele lui sau mișelește, aș putea să zic, profită de slăbiciunea fratelui și îi ia dreptul de întâi născut. Aș vrea să nu credem noi ca tineri niciodată în greșeala lui Esau pentru o plăcere, o ciorbă de linte, să fim gata să dăm dreptul de copii al lui Dumnezeu. Așa a făcut Esau, Dumnezeu nu i-a plăcut lucrul acesta. Și Iacov a făcut lucruri care nu au fost plăcute de Dumnezeu. După aceea, apare a doua ipostază în care mama lui aude discuția dintre tatăl lui Iacov cu fratele lui mai mare cu Esau. Când îi zice, du-te și prinde în vânat că vreau să mănânc astăzi și sufletul meu să te binecuvinteze. Iacov își dorea foarte mult binecuvântarea lui Dumnezeu. Auzise de la Isaac, auzise de la Avram despre binecuvântarea lui Dumnezeu. A văzut cum i-a binecuvântat pe Avram și pe Iacov. Știa promisiunea binecuvântării lui Dumnezeu și dorea mult. Până acolo că a fost gata să asculte de mama lui, să-l înșele pe tatălui, să-l înșele pe tatălui și să fure binecuvântarea. Dar știți cum? Când Dumnezeu vrea să te binecuvinteze, nu-i nevoie să folosești tu mijloacele tale omenești împreună cu mine ca să forțăm împrejurările, să-L ajutăm pe Dumnezeu sau să fim noi care profităm de binecuvântare. Și faptul că El a făcut lucrul acesta sfătuit de mama Lui și i-a plăcut varianta asta, a ajuns să fugă de acasă ca un fugar. În loc de binecuvântare, poate că, într-un fel vorbesc, a venit pedeapsa lui Dumnezeu. Pe mama lui, după ce a plecat, n-a mai văzut-o. Mama lui mai târziu a murit. El n-a fost acolo la moartea lui. Și cu suferință, probabil, mama lui a plâns mult după el. Și Iacov dorea atât de mult binecuvântarea lui Dumnezeu. Isaac, parcă se deșteaptă când îi zice, când aude că Esau vrea să-l omoare pe Iacov, se deșteaptă, îl cheamă pe Iacov și îl binecuvintează din nou. De data aceasta, nu înșela de Iacov, îl binecuvintează și dă o poruncă. Du-te la Laban, în țara mamei tale, la fratele mamei tale și acolo să-ți iei o nevastă din casa lui. Iacov ascultă și nu cu multă avere la el, nu știu ce avea la el, care clar că mare lucru nu avea. Pentru că în seara aceasta s-a citit un text când ajunge aproape de o cetate care se numea Luz și a pus capul pe o piatră. Ia, mă gândesc că nu avea mare avuție la el. Totuși găsesc că avea ulei la el când la sfârșit unge, pune un de lemn pe piatra aceea.
pune capul pe o piatră și acolo se culcă. Gol în sufletul lui trist, despărțirea lui de mama, care a fost alipit toată viața lui mai mult de mama, sau mai mult de tată. Ce se întâmplă aici? Am ajuns la textul din seara aceasta care s-a fost citit din cuvântul Domnului. A rămas peste noapte. Vreau să vă spun, Dumnezeu hotărăște să-L cerceteze și pe El. Dumnezeu hotărăște să-i se descopere și lui. Vreau să spun că mulți tineri sunt în seara aceasta aici. Poate să fie, dacă îți deschizi mintea, inima și urechea, o seară a cercetării lui Dumnezeu. Cum îl cercetează Dumnezeu pe Iacov? Iacov adoarme, obosit de călătorie, obosit de drum și dezrucinat în mintea lui și visează un vis. Dumnezeu hotărăște să-i se descopere într-un vis. Și ce visează Iacov e foarte interesant. El visează o scară rezemată de pământ, al cărui vârf ajungea până la cer. Și îngerii lui Dumnezeu fiți atent, se suiau pe scară și coborau. Nu coborau pe scară și se suiau. Mai zice, ar trebui să se coboare de pe scară, de acolo poate reședința lor. Se suiau pe scară și coborau. Și foarte interesant, zice, și Domnul stătea deasupra ei. Dacă ne uităm la subsolul paginii unde apare unul acela, zice că Domnul era lângă el. Se poate trage în ambele feluri. Domnul stătea lângă el și i-a vorbit față în față. Domnul se hotărăște să vorbească. Eu vă întreb pe dumneavoastră, cum vorbește Dumnezeu în ziua de astăzi? Vorbește prin visuri. Amin, Domnul vorbește prin visuri. Eu n-am fost din aceea care Domnul mi-a vorbit prin visuri când m-a chemat la mântuire. Mie Domnul mi-a vorbit prin cuvântul scris. A fost o discuție dată de Domnul Iisus în Noul Testament, o discuție între Avram și bogatul acela care a ajuns în iazul de foc și îl ruga și zicea, am 5 frați, trimite pe cineva, că dacă va învia cineva din morți, vor crede. Știți care e răspunsul Domnului pentru noi în seara aceasta? A fost acesta. Au acolo pe Moise și pe proroci. Avem Scriptura, modul cel mai frecvent în care Dumnezeu vorbește sufletului. Astăzi este prin Scriptură. Și de aceea vreau să vă pun o întrebare. A fost un moment când ați întâlnit pe Dumnezeu la Betel? A fost un moment în viața ta ca tânăr când cineva a predicat de aici cuvântul Domnului și Domnul ți-a vorbit inimii tale? Ce ai făcut? Ce a făcut Iacob? Ai făcut un jurământ? Ai zis, da, trebuie să slujesc pe Domnul? A fost un Betel? Frații mei, Dumnezeu vorbește în ziua de astăzi prin cuvânt. Domnul Iisus a poruncit să mergem și să propovăduim Evanghelia și a spus că noi suntem trimiși și puterniciți ai Lui. De aceea fiecare să ia aminte că Domnul vorbește multe feluri. Acolo Dumnezeu îi vorbește, îi dă făgăduința pe care a dat-o lui Avram și lui Isaac. Îi promite că va fi cu el. Fiți atenți, îi promite că va fi cu el. Iacov, când se trezește din somn, se trezește îngrozit. Și el zice, Iacov s-a trezit din somn și a zis, cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis, cât de înfricoșător este locul acesta, este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Pe el nu l-a marcat așa de mult promisiunea. Că în sămânța ta voi binecuvânta semințele pământului, toți locuitorii pământului. Te l-a marcat două lucruri în mod special. Acolo era scara aceea pe care urcau și coborau îngerii, coborau și urcau îngerii, și acolo era poarta cerurilor. Și acolo a fost prezent Dumnezeu. Asta l-a marcat pe el. Ce trebuie să ne marcheze pe noi când suntem în casa lui Dumnezeu? În primul rând este prezența lui Dumnezeu. Amin? Pe asta l-a zdruncinat și a produs frică. Casa lui Dumnezeu nu este numai aici, clădirea aceasta. Casa lui Dumnezeu este oriunde mă duc. Pentru că eu fac parte din casa lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în Petru. Și ce îl marchează
foarte puternic aici, din punctul meu de vedere, pe Iacov, este existența acelor două lumi paralele. Acolo sunt îngerii lui Dumnezeu, acolo este Domnul, acolo este cerul deschis. A văzut că mai este o lume paralelă. Oamenii în ziua de astăzi vorbesc despre lumi paralele, dar nu recunosc că e lumea lui Dumnezeu. A fost foarte mișcat de lucrul acesta. Probabil că dacă ai fi fost dumneata în locul lui sau eu, wow, m-aș fi consacrat acolo înaintea Domnului. Mi-aș fi predat viața mea Domnului acolo. A văzut pe Domnul, i-a vorbit Domnului. Totuși, el își ia o măsură de gata. S-a întâmplat să auzi cuvântul Domnului? Ți s-a întâmplat să-ți vorbească Domnul și să rămâi rezervat? Nu s-a predat Domnului. Am fi așteptat la o asemenea cercetare. S-a sculat plin de frică, zice, și a fost conștient că nu a fost convins de la din mulțimea gândurilor. Zice că și Iacov s-a sculat dins de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locul acelea numele Betel, dar mai înainte cetatea se chema Luz. Și a făcut o juruință. S-a rugat. Dumnezeu când îi se prezintă în Alo și el când vorbește cu Laban, fiți atenți, vorbește în felul următor. Dumnezeul părinților mei și când ce soților lui, ca să plece de la Laban. Și Dumnezeul părinților mei, Avram și Isaac, mi s-a arătat și mi-a zis, încă nu era Dumnezeul lui, nici acum el nu ia decizia ca Dumnezeul părinților lui să fie Dumnezeul lui. Te întreb, Dumnezeul părinților tăi este Dumnezeul tău? Dumnezeul căruia îi cânt este Dumnezeul meu? Încă nu era. Acolo, șocat de realitatea văzută, vreau să vă spun, vreau să, în Noul Testament am găsit un text și vreau să vă citesc. Haideți să deschidem Biblia la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cred că este versetul 51. Este discuția dintre Natanael și Domnul Iisus. Și Domnul Iisus zice lui Natanael. Apoi a zis, adevărat, adevărat, vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis. Iacov a văzut cerul deschis și pe îngerul lui Dumnezeu, exact am găsit același sens, foarte interesant, că îngerii se suiau și se coborau peste Fiul omului. Noi, frații mei, trebuie să avem întâlnirea aceasta. Cine este poarta cerului? Iisus în Evanghelia după Ioan zice, eu sunt ușa. Eu sunt poarta. Cine va intra prin mine și va ieși, poate din de cine va crede în mine, se va preda mie, va avea viață veșnică, slăvit să fie Domnul. Va avea viață din belșug. De aceea noi putem să avem experiența lui Iacov. Dar Iacov, fiți atenți, ce face? Nu accepte experiența asta a intrării și a ieșirii, a credinței de plină Dumnezeu. Și zice că după ce a dat numele locului acela, numele Bete, a făcut o juruință. I-a făcut Domnului trei cere. I-a pus Dumnezeu trei condiții ca Dumnezeul părinților lui să fie și Dumnezeul lui. Poate că am zice, mă, dacă tu peu pe el. Câtă încredere în sine. Ce caracter puternic a avut omul acesta. V-ați gândit ce caracter puternic? Și acolo îi zice Domnului trei condiții. Și zice, a făcut o juruință și a zis, dacă, prima condiție, va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei. Paza lui Dumnezeu, prima condiție. Poate că și noi ne rugăm, Doamne, dăm paza ta ca tine, cu viața nepredată Domnului. A doua condiție. Dacă îmi va da pâine ca să mănânc și haine să mă îmbrac. Și a treia condiție. Și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu. Atunci. Observați atunci. Atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Și dacă vă citesc conversațiile care le-a avut el, nu-L recunoaște pe Dumnezeu că este încă Domnul și Dumnezeul lui. Mulți dintre noi suntem în casa Domnului aici, la Betel. La mulți dintre noi, cuvântul Domnului mi-a vorbit. Am luat făgăduințe. Dar suntem așa, ca și Iacov, undeva la distanță, stăm și urmăriți, vedem, oare Domnul poartă de grijă?
citim despre discuția lui Iacov și Laban, că zicea, se plângea Iacov acolo, că când mi se fura o oaie sau un animal, oricare dintre animale, un bou, mi le cereai înapoi și vrea să se dau, când altul era sfârșiat de fiare. Frații mei, nu suntem și noi ca Iacov. Mi se întâmplă că rămânem fără servici și ne tulburăm, ne cârtim. Dumnezeu împlinește promisiunea. Dumnezeu împoartă de grijă. Dumnezeu și începem cu tot felul de frământări în mintea noastră pe care diavolul vine ca un tăvăluc și le tot accentuează. Dumnezeu nu este cu tine, zice diavolul în mintea mea. Iacob la fel a văzut multe împrejurări, cu toate că dacă ar fi privit de sus, ar fi văzut cum Dumnezeu l-a binecuvântat pe Laban, l-a binecuvântat pe el și când iese de acolo, iese cu o mare avere, cu o mare avere. Dar când suntem ca și Iacob și uităm la micile lucruri, micile nemulțumiri, că copilul e bolnav, că aia e așa, că aia nu merge, ajungem să cârtim. De aceea aș vrea să privim lucrurile din punctul de vedere și din prisma promisiunii lui Dumnezeu, că Dumnezeu este cu noi. Așa cum a primit, a promis Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 28, cred că cu 20, că voi fi cu voi în toate zile până la sfârșitul veacului. Amin. Aș vrea să vedem lucrul acesta și să-L credem. Chiar dacă Dumnezeu în viața mea îngăduie încercare, poate peste încercare, zicem noi. Cum suntem? Iacob rămâne distant. Iacob, la asemenea experiență cu Dumnezeu, rămâne rece. Și vreau să trec un pic mai departe în viața lui Iacob. Dumnezeu se descoperă când era în casa lui Laban, deja se duse acolo 20 de ani. Îngerul Domnului zice să plece de acolo. Și după 20 de ani, el pleacă de acolo și face prima rugăciune care o găsim pe paginile Scripturii și face o rugăciune de frică. Nu de credință, o rugăciune care nu se manifestă credința, ci roagă pe Dumnezeu așa cum ne-a promis să-L păzească, că merge să dea cu ochii cu Esau și trimite niște robi înaintea lui Esau să zică că vine acasă fratele lui. Și când îi zice că Esau vine înaintea lui cu 400 de oameni, și a văzut moartea cu ochii. L-a apucat o mare frică. Și atunci, după când a auzit, se roagă de frică, se roagă lui Dumnezeu, își ia toate măsurile de precauție. Nu crede rugăciunea lui. Și începe să trimită turmă de miei, turmă de oi, turmă de cămilă, de cămile și turme peste turme ca să împuneze pe fratele lui cu rob și cu babe. Nu un act al credinței. Își împarte nevestele și copiii pe cete ca să fugă, să scape câțiva dintre ei. Și el se pune apoi în fruntea soților lui. Iacob se roagă. După aia noaptea îl întâlnește un înger al Domnului și se luptă cu el și primește o nouă binecuvântare din partea Domnului. Și ajunge să se împace cu Esau. În loc să meargă unde a zis să merge lui Esau, se oprește la Sihem, acolo nu voi vorbi, are un incident neplăcut, foarte neplăcut, cu Dina, o fată de-a lui, și merge și se așează în altă parte. Dacă deschidem la capitolul 35, versetul 1, Dumnezeu, de data aceasta, îl provoacă pe Iacob. Frații mei, Dumnezeu este bun. Este bun Dumnezeu. Amin. Vreau să vă dau numai două dovezi. Hai să scriem la Iona. Iona, de multe ori judecăm pentru ce n-a făcut el și așa, dar Iona zicea despre Dumnezeu în capitolul 4, a doua parte a versetului 2. Zice, că știam, fiți atenți cum o știa Iona de Dumnezeu, că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și te căiești de rău. Cum este Dumnezeu? Tinerii care studiază Deuteronomul, poate că au peste niște pasaje de acolo greu de acceptat. Când Dumnezeu a poruncit cu cruzime să omoare bărbați, femei și copii și zice, unde este bunătatea lui Dumnezeu?
Și aș vrea să vă dau un verset. Vreau să vă spun că și în viața lui Iacov și în viața mea, Dumnezeu are milă și răbdare cu mine. Dumnezeu mă cercetează, Dumnezeu te cercetează. Dumnezeu îți vorbește, Dumnezeu are milă și are foarte multă răbdare cu noi. Dar vine un moment când tot ajunge la un punct. Și fiți atenți, în Geneza, capitolul 15 cu 16, ca să dau răspuns pentru cei cu întrebare din Deuteronom. Zice, în al patrulea neam îi vorbea Dumnezeul lui Avram, ea se va întoarce aici. E vorba de sâmiția lui. Căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Dumnezeu putea să zică lui Avram, rămâi aici, ești în țara făgăduită, ești în țara promisiunii, încet, încet, cum te mulțești, crești, cucerești ținut după ținut. Dar Dumnezeu zice nu. O să ieși într-o țară, împreună cu seminția ta, să ieși într-o țară, va fi roadă în țara aceea, va ieși de acolo cu marș de că ți-o vor pedepsi, dar zice, nu poți să te trimit mai repede de 400 de ani dacă citim aici. Dacă citiți contextul. Pentru că nelegiuirea amoriților nu și-a atins punctul culminant. Nu este momentul să mă răzbun și să-i pedepsez. De aceea vă zic în seara aceasta, Dumnezeu este bun, milos, îndurător, îndelung răbdător, mă cercetează, are milă de mine ca de Iacov, îndă pâine, mâncare, îmbrăcăminte, mă păzește. Dar vine și momentul când îi zice lui Iacov, Iacov, capitolul 35 cu 1, suie-te la Betel. Iacov, mi-ai făcut o juruință. Au trecut 20 de ani și juruința ta nu s-a ales nimic de ea. El era tot acolo. Rahela cum a plecat din casa lui Laban. Și ce-a făcut? A furat Dumnezeii tatălui ei. Pentru că Iacov încă era de priviașa de parte. Dumnezeu mă păzește, Dumnezeu mă binecuvintează, Dumnezeu mă poartă de grijă, încă e bine, dar că nu-i Dumnezeul meu. Când vorbește cu Laban după 20 de ani, zice, Dumnezeul părinților mei mi s-a arătat și mi-a zis să plec. Nu Dumnezeul meu. A văzut și el acolo, a Dumnezeu, încă după 20 de ani, era nesigur. Dacă citim la Geneza, capitolul 35, zice, Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți-a arătat când fugeai de fratele Esau, fratele tău Esau. Îl ajută Dumnezeu de data asta. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu ei. Fiți atenți numai când face lucru care trebuia să-l facă de la început. Scoateți Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru. Adică soțiile lui, copiii lui, robii lui, toți aveau încă Dumnezeii străini. În familia lui erau Dumnezeii străini. Încă el nu-și consacrase viața și familia în slujba lui Dumnezeu. Zice, Iacov le-a zis, el știa ce trebuie să facă. Știa bine de la Isaac, știa bine de la Avram. Scoateți Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățați-vă și schimbați-vă hainele. Pentru că Iacov și-a dat seama că acum a venit momentul când trebuie să intre într-un legământ solemn cu Dumnezeu, într-o consacrare solemnă cu Dumnezeu. Și zice, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Ce au făcut cei din familia lui? Zice, ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau mâinile lor și cerceii pe care purtau urei. Iacov ce-o zis? Hai să-i topim acum să facem bani din ei argint, nu? Că e o avere și să nu o pierdem. Zice că Iacov i-a îngropat în pământ lângă stejar de la Sihen. Ce s-a întâmplat apoi? Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care îi înconjurau, așa că locuitorii lor n-au mai urmărit pe fiul lui Iacov. Iacov a împlinit promisiunea, Iacov a zidit acolo un altar, de acolo nu mai zice Dumnezeu se adresează, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și apoi Iacov poate să spună de acolo înainte, Iehova este adevăratul Dumnezeu, este Dumnezeul meu. Și Dumnezeu s-a mântuit cu lucrul acesta, slăbit să fie Domnul. Dar dacă ziua cercetării mele a fost, ea se repetă, totul a luat.
Dumnezeu ne cheamă într-un cerc închis. Ai plecat din Betel în ziua cercetării, dar trebuie să ajungi în Betel în ziua consacrării tale. Dacă nu, nu ia Dumnezeu, vine. De aceea, în seara aceasta, vă sfătuiesc cu toată dragostea, împreună cu mine și cu casa mea. Hai să ne cercetăm cum s-a cercetat Iacov, așa cum a făcut Iacov, să ridicăm altar, să ne rugăm Domnului și viața noastră să fie consacrată Domnului, ca Dumnezeu să se poată mândri, să poată zice că eu sunt un fiu al lui Dumnezeu. Amin. Mă întrebam dacă tinerii ar putea să mai cânte pentru slava de Dumnezeu cântare. Cred că da, pentru că aseară am auzit cântând mai mult. Domnul să binecuvânteze, amin.